Bine ați revenit! În primele două episoade despre entropie, ați văzut că o mașină termică, un motor, nu poate transforma toată căldura pe care o primește în lucru mecanic. În schimb, lucrul mecanic poate fi complet transformat în căldură. Adică ați văzut că transformările energetice în care este implicată și căldura sunt irreversibile. Ați văzut de asemenea că numărul extrem de mare al moleculelor și mișcarea lor dezordonată face ca unele transformări să aibă un caracter probabilistic. De pildă, principiul al doilea spune că trecerea căldurii se face întotdeauna de la un corp cald la un corp rece. Dar dacă avem o incintă, așa cum e cea din desen, împărțită în două, și în peretele despărțitor avem un orificiu pentru ca moleculele să poată să treacă dintr-o parte în cealaltă. Și dacă în incinta noastră sunt doar 10 molecule, atunci vom observa că uneori moleculele din stânga au împreună energia mai mare, alteori cele din dreapta. Și asta înseamnă că în cazul în care avem doar 10 molecule, energia trece când din stânga în dreapta, când din dreapta în stânga. Și acest schimb de energie îl numim atunci când avem foarte multe molecule căldură. Așa că dacă sunt puține molecule, căldura poate să treacă și de la rece la cald. Dar când avem miliarde de miliarde de molecule, întotdeauna trecerea se face de la cald la rece, nu pentru că trecerea inversă n-ar fi posibilă, teoretic, ci pentru că probabilitatea de a se realiza așa ceva este extrem de mică, este practic zero. Cu alte cuvinte, principiul al doilea ne arată că teoretic un sistem termodinamic poate ajunge în orice configurație, dar probabilitățile de a ajunge într-o stare sau alta sunt extrem de diferite și practic el va ajunge în starea cu cea mai mare probabilitate de realizare. Ca să fac o analogie, teoretic este posibil ca cineva să câștige la loto de 10 ori la rând. Practic însă, am fi cu toții mai mult decât mirați dacă s-ar întâmpla așa ceva, de fapt nici n-am crede că a fost o întâmplare. Dar a sosit momentul să vedem ce legătură au toate astea cu entropia. Entropia este o mărime de stare a unui sistem termodinamic, deci o mărime specifică fiecarei stări a sistemului, care caracterizează împreună cu alte mărimi de stare, cum ar fi energia internă, temperatura, starea sistemului termodinamic. Iar entropia unui sistem termodinamic este cu atât mai mare, cu cât numărul configurațiilor microscopice care sunt compatibile cu starea în care se află sistemul este mai mare. Am explicat în episodul precedent ce înseamnă asta. Ea poate fi calculată cu formula pe care o vedeți, unde S este entropia, K se numește constanta lui Boltzmann, iar V dublu este numărul de configurații microscopice compatibile cu starea macroscopică la care ne referim. Dacă vreți să știți mai multe aspecte teoretice legate de entropie, vă recomand cursul de termodinamică cu titlul Entropia. Găsiți linkul în descriere. Important este că entropia măsoară gradul de dezordine al unui sistem termodinamic, dar atenție, dezordine în sensul numărului de stări microscopice care sunt compatibile cu o anumită stare macroscopică. Deci considerăm dezordinea cu atât mai mare, cu cât există mai multe moduri de a aranja moleculele, astfel încât să ajungem la aceeași stare macroscopică. Când lucrurile sunt aruncate peste tot într-o cameră, dezordinea este mare pentru că există mult mai multe moduri de a le, să zicem, aranja în acest fel, împrăștiate, decât moduri de a le aranja ordonat, adică hainele pe umerașe, în dulap, cărțile pe rafturi și așa mai departe. Iar creșterea entropiei are loc pentru că probabilitatea de realizare a unui fenomen în care dezordinea, așa cum am definit-o, crește, este incomparabil mai mare decât probabilitatea unui fenomen în care ordinea ar fi cea care crește. De aceea, principiul al doilea, prin noțiunea de entropie, ne arată trei lucruri. Primul, că în orice proces real, entropia totală crește.
Al doilea, că nu ajunge să avem căldură ca să folosim un motor termic, trebuie să avem și o diferență de temperatură. Și al treilea, că procesele reale sunt irreversibile. Să le luăm pe rând. 1. Putem, dacă avem energie, să micșorăm entropia unui sistem termodinamic, dar prețul este acela că o mărim în exterior. De pildă, dacă facem curățenie într-o cameră, murdărim cârpa cu care ștergem praful, punga aspiratorului de praf, apa pe care o folosim și așa mai departe, și când am terminat curățenia, dezordinea totală în univers este mai mare decât înainte, niciodată mai mică. De fapt, tot ceea ce se întâmplă mărește entropia universului. Așa că putem spune că în timp ce principiul întâi al termodinamicii spune că energia se conservă, principiul al doilea ne arată că entropia crește, entropia totală. 2. Degeaba avem căldură, nu putem transforma lucru mecanic dacă nu avem și o diferență de temperatură. Se poate face o analogie cu apa dintr-un lac. Degeaba avem apă care are energie potențială dacă nu avem și un loc undeva mai jos în care apa poate să curgă. Adică trebuie să avem și o diferență de nivel. Și dacă avem o diferență de nivel, atunci putem pune apa să curgă de la nivelul superior la cel inferior printr-o turbină și turbina ne dă lucru mecanic. Și același lucru se întâmplă și în cazul căldurii. Degeaba avem o mașină termică într-un mediu foarte cald, fierbinte, deci avem o sursă caldă cu temperatură ridicată. Mașina termică nu poate funcționa dacă nu avem și un loc mai rece, adică o sursă rece. Și dacă le avem pe amândouă, putem pune mașina termică în contact cu amândouă, căldura începe să curgă prin mașina termică de la cald la rece și mașina termică poate să transforme o parte din această căldură care trece prin ea în lucru mecanic. Dar, deoarece căldura trece de câte ori poate, de la cald la rece, diferențele de temperatură din univers se fac cu timpul tot mai mici și mai puține. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, nu vor mai exista diferențe de temperatură în univers și nu se va mai întâmpla nimic la nivel macroscopic. Totul va fi în echilibru termic. Această stare se numește moartea termică a universului. Deși va exista tot atâta energie cât există și azi, ea nu va mai putea fi folosită pentru a obține lucru mecanic sau energie electrică sau cine știe ce alte forme de energie. Adică nu va mai exista energie utilă. Și 3. Faptul că în orice proces real entropia crește ne arată că toate fenomenele macroscopice pot avea loc într-un singur sens, adică sunt irreversibile. Cu alte cuvinte, entropia are o legătură cu timpul, creșterea ei ne arată în ce sens curge timpul. Putem defini sensul de curgere al timpului în funcție de entropie, adică timpul curge în sensul în care entropia crește, niciodată invers. Deci curgerea timpului într-un anumit sens s-ar putea să fie un fenomen statistic. Dar toate consecințele creșterii entropiei despre care v-am vorbit sunt valabile numai dacă universul este un sistem închis. Dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!